doamnelor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Se aude acum? Mă ajutați aici? Arată că funcționează microfonul. Mulțumesc încă o dată foarte mult pentru prezență și pentru că v-ați rupt din timp. Știm că fiind zi de lucru și la ora prânzului e un pic cam dificil. Am emoții și aș vrea să înțelegeți că, deși sunt obișnuită cu microfonul, de obicei stau de cealaltă parte a microfonului, astfel că sper să aveți înțelegere pentru eventualele emoții care se vor vedea în timpul prezentării. Numele meu este Teodora Baciu, sunt jurnalist și cofondator al portalului roman.ro și împreună cu ai mei colegi aici de față formăm echipa Next Space și vă rog să rețineți acest nume pentru că vom mai avea și alte proiecte cu care vom veni în fața dumneavoastră. Unele sunt în fază de idee și altele sunt în implementare, dar deocamdată mă opresc aici. Echipa este mult mai largă, cu plin de romașcani de aici și care acum locuiesc în străinătate, însă cu toții ne gândim la roman și o facem cu drag. Și acesta este și motivul pentru care în ultimele 5 luni am lucrat la roman în nou început. În septembrie 2019, după o plimbare cu bicicletele, am ajuns la concluzia că schimbarea chiar nu vine de una singură și că este nevoie de implicarea noastră a tuturor. Vorbim despre un eveniment din Săptămâna Mobilității Europene, care în multe orașe din Europa înseamnă transport public gratuit toată săptămâna, înseamnă o săptămână în care chiar nu se merge cu mașina și sunt încurajate mijloacele de deplasare în interiorul localității care sunt nepoluante. Și a fost atunci ca o promisiune, iar mărturie stau chiar materiale de presă care s-au realizat după evenimentul din 22 septembrie, că nu vom merge doar cu bicicleta, ci vom face niște pași concreți pentru a găsi soluții pentru un oraș în care să ne placă să locuim și în care să ne placă să mergem și să socializăm prin deplasare. Pentru că, nu-i așa, noi romașcanii suntem pe bună dreptate îngrijorați că lipsește spațiu verde, că se taie copacii sau că nu avem suficient de multe locuri de parcare, pentru că și aceasta este una dintre îngrijorările pe care le auzim adesea în spațiul public. Așadar, pornind de la această idee, dar și de la faptul că orașul trebuie și este al oamenilor, ne-am gândit ce anume am putea noi să facem. Profitând și de contextul european, am ajuns la Roman un nou început. Pentru că orașul înseamnă comunitate și noi nu facem decât să confirmăm ce am spus acum câteva mii de ani filozofii greci și o facem zi de zi, clipă de clipă, eveniment cu eveniment și vă mulțumesc tuturor celor care sunteți aici din societatea civilă pentru că romanul vibrează datorită vouă. Și ne-am pus întrebarea cum putem să provocăm o schimbare și mai amplă pentru ca romanul să devină și mai frumos, și mai iubit, și mai plăcut decât este acum. Însă, pentru a afla ce putem face pentru a dezvolta orașul, trebuie să pornim de la situația actuală. Orașul este într-o continuă dezvoltare și nu doar romanul, ci întreaga zonă metropolitană. Pentru acest proiect am avut corespondență cu instituțiile ale satului și una dintre acestea este Agenția pentru Protecția Mediului Neamț. Astfel am aflat că în ultimii 5 ani s-au emis 81 de autorizații de construire pentru diverse proiecte din municipiul Roman și alte 4 comune. Peste jumătate dintre aceste proiecte, mai exact 48, sunt pe raza municipiului Roman. Vorbim așadar de proiecte care se dezvoltă, de afaceri, de locuri de muncă, de trafic și de multe alte provocări pe care romașcanii trebuie să le gestioneze, fie din postura de simpli cetățeni, fie din postura de autorități. Însă, din păcate, sunt și vești mai puțin bune. Săptămânal avem cel puțin o victimă a accidentelor rutiere și aici vorbim doar de municipiul Roman, nu de întreaga zonă. 7 persoane ajung la spital din cauza de
implicarea în accident rutier și asta s-a întâmplat, iată, pe parcursul ultimilor 4 ani. Poate veți spune că nu este foarte mult, poate vă veți gândi că oricum n-au murit decât 3 oameni, dar dacă unul dintre acei 3 oameni care au murit ar fi fost o rudă a noastră, cu siguranță n-am fi gândit așa. Și, bineînțeles că avem provocarea numită poluare. Avem o poluare de care știm cu toții, poluarea cu noxe. Se vorbește foarte mult despre particule de suspensie PM10, PM2.5. S-a vorbit foarte mult în ultimii ani. Însă, mai avem și o poluare fonică, pe care uneori o sesizăm abia când ajungem acasă și închidem fereastra și spunem, în sfârșit, liniște. Cu siguranță ați avut cu toții, cel puțin, nu știu, o dată pe an, un astfel de moment. Aceasta este cea mai zgomotoasă intersecție din municipiul Roman, conform măsurătorilor făcute de Agenția pentru Protecția Mediului Neamț. În 11 situații din 12 măsurători efectuate pe parcursul anului 2019, nivelul de decibel a fost depășit. Și asta arată că există o provocare pe care, iată, și noi cetățenii, dar și autoritățile trebuie să o gestioneze. Și poluarea cu noxe. Aceasta este o poluare despre care știm cu toții. Ce vreau să vă arăt aici este această bucățică de poză. O facem cu toții, sau aproape toți, din fericire, al meu copil folosește mijloace de transport în comun, dar am făcut-o și eu cândva, da? Oprim mașina în fața școlii, lăsăm copilul să coboare repede și fugim mai departe, pentru că toți suntem pe grabă, pentru că ni se pare că cel mai sigur mod de a trimite copilul la școală este să-l ducem noi cu mașina personală. Nu este așa, dar este această certitudine că am făcut un lucru cu mâna noastră și nu, copiii sunt cel mai prețios aspect al vieții noastre a tuturor. Însă, așa cum în străinătate nu se întâlnesc astfel de situații, cred că se poate ajunge și la noi să fim relaxați, să plecăm dimineața la serviciu și să nu fim nevoiți să oprim blocând traficul, nu neapărat de blocaj, cât de poluare e problema. Pentru că, apropo de poluare, așa arată Romanul într-o zi nu foarte poluată. Acesta este un flow. Acest flow este făcut de o firmă care a fost premiată la evenimentul CES 2017, cel mai mare târg de tehnologie din lume, care se ține anual la Las Vegas. Și acest flow măsoară nivelul de poluare din locurile în care ne plimbăm cu toții. Știu că unii dintre dumneavoastră m-au întrebat ce ai agățat la poșetă. Și am spus un cadou. Și nu am greșit și nu am mințit cu nimic, pentru că acest flow a fost livrat din Marea Britanie de unul dintre membrii echipei Next Space. Dan, sper că te uiți, mulțumesc, l-am folosit. Și cu acest flow am făcut vreo câteva zeci de mii de măsurători. El înregistrează date la fiecare 2 minute. Și ne-am plimbat. Fiecare dintre noi l-a avut. Ne-am plimbat prin oraș, pe jos, cu mașina. Și asta e o zi bună. Așa arată o zi bună din punct de vedere al flow-ului. Pentru că, spre diferență de această măsurătoare independentă pe care am făcut-o noi, APM are o stație de monitorizare a calității aerului, dar aceasta se află în zona industrială. Prin urmare, toate noxele pe care noi le inhalăm când coborâm din mașină, când mergem cu copilul, da, și copiii sunt mai mici de înălțime, adică ei sunt primii care sunt în bătaia PM10 și alte substanțe. Noi am făcut aceste măsurători, practic, rezolvându-ne problemele, ducându-ne la magazin, făcând cumpărături, plătind facturi. Exact ceea ce face fiecare om într-o zi obișnuită. Și așa arată. Și problema cea mai mare, și aici, poate la partea de dezbatere, să rog pe domnul director al APM Neamț să ne lămurească, este această parte verde, care pe grafic arată verde, dar nu înseamnă că e de bine. Aici vorbim despre compuși organici volatili. Care compuși organici volatili sunt niște rezultate tot ai traficului auto, în mod special. Și aici avem defalcat valorile de PM10 și valorile de PM2.5. Avem și PM1, adică cele mai mici particule pe care le inhalăm. Ce arată aceste grafice? Arată pe de o parte că media e bine.
Adică suntem, da? La 2.5 avem o limită maximă admisă de 25 de microni. E bine, noi suntem la 22 dacă facem media. Însă, cine a fost plimbător de flow în acea zi, a inhalat și aici, a inhalat și aici, da? A inhalat și aici. Adică media se aplică doar dacă nu suntem noi în situație, pentru că, spre exemplu, la PM10, da? Ce e peste 50 nu e de bine. Media e 40 și ceva, dar uitați de câte ori s-au făcut depășiri. Deci, practic, noi am inhalat un aer destul de poluat. Chiar dacă pe ansamblu, lucrurile, să zicem că au fost acolo, aproape de limita maximă, dar nu au depășit-o. Acum nu vreau să vă îngrijorez foarte tare, însă sunt măsurători efectuate clar de un dispozitiv. Acest dispozitiv a fost folosit și de la cei de la Financial Times. Și nu vorbim de ceva ce am inventat noi, noi doar am preluat o tehnologie care există și am adus-o să o aplicăm la Roma și să vedem ce anume putem obține, sperând ca acest lucru să fie un semnal de alarmă pe care să-l tragem. Aici este unul dintre trotuarele din oraș. Nu toate arată astfel, sunt trotuare și mai bune, și mai puțin bune, și mai late, și mai înguste decât acesta. Însă, sunt fel convinsă că s-ar putea cel puțin o dată să mergeți ca pieton și să vă îndoriți din cauza că ați trecut cu haina pe lângă o mașină parcată. Pentru că, da, nu sunt locuri de parcare cum trebuie, în așa fel încât trotuarele să rămână doar ale oamenilor. Și există soluții, dar despre soluții o să-i las pe alții mai optimiști să vorbesc. Eu mi-am luat rolul de om rău astăzi, așa că să vă spun despre toate problemele. Ce mai trebuie spus aici, dincolo de această imagine cu foarte multe mașini, aici nu este o distanță de 1,8 metri. Asta înseamnă că persoanele cu dizabilități pe care le vedem la evenimente nu încap. Prin urmare, noi nu vedem în oraș, exceptând evenimentele, persoane cu dizabilități mergând pe stradă. De câte ori ați văzut persoane în fotolii rulante circulând prin Roma? Foarte rar. Și de ce? Pentru că nu au o infrastructură care să le permită acest lucru. Degeaba ei reușesc să-și manevreze singuri acel fotoliu rulant. Pentru că nu încap. Da? Normativele spun că trebuie să fie 1,8 metri de lățime pe trotuar și vorbim de normative, adică nu vorbim de impresia privată, de niște legi. 1,8 metri lățime ca să poată să încapă. Și aici fotoliul rulant e doar o idee, dar vorbim de mămici care au copii, vorbim poate de persoane care se deplasează mai greu și atunci, nefăcând o mișcare extrem de agilă, au nevoie de ceva mai mult spațiu de manevră. Și cred că trebuie să ținem cont și de acest aspect. Evident, nu doar pietonii și alte categorii suferă, suferim și noi și sper să mă ajute domnul cu video. E un video, se poate da un play de la dumneavoastră? Nu, ați eu. Acest video există pe site. Nici eu știu. Prin urmare, o să, ca să nu ne blocăm acum pe prezentare, o să vă spun ce conține acest video. Conține un traseu pe care l-am făcut de la sensul giratorului de la Favorit până la Carrefour, într-o dimineață care nu era aglomerat. Și am făcut 7 minute și vreo 30 de secunde. Asta înseamnă o medie de deplasare de vreo 34 de km pe oră. Asta într-o dimineață bună, în care chiar n-am prins nici barieră, nici nimic. Întorcându-mă câteva ore mai târziu, tot pe Roman Vest, am făcut 7 minute de la intersecția de la pompieri și până la sensul girator de la depozitele Profi. Adică o distanță de 1,4 km. Știți care a fost media de deplasare? Nici măcar 14 km la oră. Deci așa se circulă în Roma. Pentru că este un oraș în deplină dezvoltare și ne întoarcem la punctul 1. Orașul se dezvoltă. Dezvoltându-se,
înseamnă transport. Pentru că nu vorbim doar de mașinile personale și acestea sunt parte din problemă, dar nu doar despre acestea este vorba. Da, cu 13, cu 14 km la oră să știți că circulați câteodată. Dacă n-ați fost curioși să faceți o astfel de medie, a făcut-o noi pentru dumneavoastră. Pe site va exista și video și veți putea vedea acolo, pentru că chiar nu am tăiat nimic din video, anume ca să se poată vedea că este o măsurătoare absolut clară. Și da, avem trafic de autostradă. O spune Cestrin. Care Cestrin înseamnă Centrul de Studii Tehnice, Rutiere și Informatică din cadrul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Avem foarte multe mașini care circulă și ce înseamnă asta? Înseamnă mai exact peste 5 milioane de mașini pe an. Și aici vorbim de anul 2018, ultimele măsurători Cestrin au fost în 2015. Cei care au făcut hărțile de zgomot din zona Romanului au făcut un update la trafic. A ieșit peste 5.100.000 de mașini pe an care au intrat în Roman dinspre Bacău. Da? Asta înseamnă undeva în jur de 14-15.000 de mașini pe zi. 14.205 mai exact, în 24 de ore. Acesta este traficul pe care îl suportă municipiul Roman. Și este un trafic important și trebuie să vedem dacă putem să-l gestionăm. Că avem nevoie de autostrăzi, o știm cu toții, este cineva pe scenă care a și militat din plin și militat în continuare pentru autostrăzi, dar o să-l las pe el să vorbească la momentul potrivit. Însă, și aici mă bucur foarte mult că este un parlamentar și că, domnule deputat, vă mulțumesc că ați răspuns invitației noastre, pentru că avem nevoie de o șosea ocolitoare cu adevărat care să servească Romanul și zona Romanului și care, iată, să facă din această zonă un pol de dezvoltare mai mare decât este acum. Nu putem, un Roman vest care nu are unde să se extindă pentru că este limitată de râu Moldova, nu avem cum să facem o șosea ocolitoare adevărată. Și ne trebuie o variantă pe care, cu ajutorul lui George, arhitect fiind, am gândit-o că ar fi cam pe aici. Evident, toate aceste lucruri, ca să fie puse în practică, înseamnă mult studiu, dar de asta avem consilier local, de asta avem consilier județeni, de asta avem parlamentari care știu că au drag de oraș, ca să putem să facem aceste proiecte și să le ducem realitate și, nu știu, în 10-15 ani să spunem că, uite, noi am făcut asta pentru Roman. Pentru că aici, fără aportul nostru al tuturor, nu cred că se va ajunge prea curând. Dar eu zic că se poate, eu sunt încrezătoare. O să las pe Gabriel să ne spună și punctul lui de vedere. Eu sper că nu v-am speriat pe tare sau nu v-am pus prea mult pe gânduri, dar mai există alte aspecte pe care el va continua să ni le prezinte. Da, Teo vorbește, se exprimă mai bine prin cuvinte, eu mă exprim mai bine prin imagini. Sper să și fiu înțeles. Ok. Merge pointerul. O să începem cu un de ce și chiar dacă Teo v-a dat câteva motive, eu am alte care cumva pe mine mă motivează inclusiv să strâng gunoiul selectiv. Unul din motive este imaginea asta. Un urs care moare de foame pentru că nu mai ajunge la hrană. E urâtă imaginea asta. S-a întâmplat în Australia de curând, au murit peste 1 milion de animale și toate astea se întâmplă datorită încălzirii globale. Ăsta e un pui de cambă care a apăs. Dar vă spune că alea s-au întâmplat departe, avem exemple și de aproape. La Vălei, acum 3 ani.
oameni care au avut de suferit datorită unei averse de ploaie. Și aici trebuie să fie un video, par exemplu, cum merge video. Deci una din soluții care este unanim acceptată este să ne urcăm pe bicicletă. Și sunt motive care pledează pentru mersul cu bicicletă. Studiile europene arată că un european care muncește și se duce la cumpărături nu face mai mult de 8 km pe zi. E distanța perfectă pentru a fi parcursă cu bicicletă. Nimic nu e mai eficient pe o distanță din trasă atât de mică decât bicicletă. Gândiți-vă ce înseamnă să te urci în mașină, să spui centura, să pornești, să stai în trafic. Cu bicicleta ar fi mult mai simplu, ar fi mai sănătos, ar fi mai amuzant, ați socializa mai mult. Interacțiunea umană e mult mai deasă atunci când ești pe bicicletă, când mergi alături de cineva, decât atunci când stai singur în mașină. Și e pentru orice vârstă. În Europa, în Franța și în Belgia, sunt firme care dau un spor la salariu celor care vin cu bicicleta la muncă. În cazul ăsta dau 25 de cenți pe oră. În Noua Zeelandă se dă până la 5 dolari pe zi. Din ce cauză? Din cauza că angajații sunt mai productivi, au un alt tonus când ajung la muncă cu bicicleta. Alte studii spun că ați putea trăi 14 luni mai mult dacă pedalați 30 de minute pe zi. Iar riscul de infarct scade cu 52%. Un oraș aglomerat e un oraș cu oameni stresați. Iar o bicicletă în trafic ocupă 9% din spațiul pe care îl ocupă o mașină. Iar pe un loc de parcare în care încape o mașină, încap 10 biciclete. Ce propunem noi spre dezbatere? O reorganizare a traficului. Cu noi sensuri unice, care ar scădea numărul de accidente și ar fluidiza traficul. Cu mai puține mașini lângă bordură, cu piste de biciclete și cu benzi dedicate transportului în comun. Astea sunt sensurile unice pe care noi le propunem, așa la... Se pot face mult mai mult, dar pentru început, acestea sunt sensurile unice pe care noi le propunem, care se completează între ele și care creează, care duc la un trafic mai fluent și care fac spațiu pentru așa ceva. Deci, dintr-o stradă în care, pe care acum merg, asta este strada Vasileu, da? E o simulare. Dintr-o stradă cu câte o bandă pe sens, transformat în sens unic, așa ar putea arăta. Așa ar putea arăta Bogdan Dragoș, cu trotuare mai late, tot cu sens unic. Și revenim la pistele de biciclete. În momentul ăsta avem pista aia mică de acolo. Și avem. Deci, și care e cumva impropriu folosirii. Da? Iar noi propunem asta. Am mers pe străzi. Eu nu am mers până să vină valul ăsta de frig. Am mers aproape săptămâna cu bicicleta. Printr-o reorganizare a traficului, așa putem face să arate un pistă de biciclete. Evident, nu inventăm noi mersul pe bicicletă. Sunt alții care sunt mult mai avansați decât noi și noi vrem să urmăm exemplul lor. Iar structura ciclistă este mult mai ieftină
de construit decât cea dedicată mașinilor. Numai că trebuie să ținem cont de câteva lucruri care sunt chiar ușor de implementat. De exemplu, aici vedeți un spațiu dedicat bicicliștilor înaintea mașinilor la semafor. Asta, împreună cu o semaforizare care dă voie bicicliștilor să plece cu câteva secunde înaintea mașinilor, reduce riscul de accident. Aici ar trebui să fie un clip, e din Danemarca. Încercăm să vedem dacă funcționează. Au amenajat coșuri de gunoi dedicate bicicliștilor, în care poți arunca gunoiul, îl arunci direct din mersul bicicletei. Balustrade mai înalte pentru siguranță și pentru sprijin. Și tot pentru sprijin, nu mai merge pointerul. Astea sunt, treptele sunt amenajate astfel încât să poți urca și să poți coborî ușor cu bicicleta. Chiar pare să vedeți pe site-ul filmulețul. S-au amenajat la intersecții, în locurile în care biciclistul ar trebui să stea, să aștepte să facă verde, în loc să coboare de pe bicicletă, are un suport, o țeavă, practic, pe care pune piciorul și stă pe bicicletă. Dar, în mod inerent, sunt zone în care efectiv nu ai loc unde să faci pista de biciclete. Și atunci, și aici era un filmuleț, asta este o stradă din Olanda, în care, după cum vedeți, încape toată lumea. Sunt și mașini, sunt și pietoni, sunt și biciclete. Condiția este să pui limită de viteză. Mașinilor, bineînțeles. Cineva spunea că ar trebui să faci și un implant de bună creștere, dar nu cred că e cazul. Cred că doar cu o limitare a vitezei s-ar putea rezolva chestia asta. Și aici aveți rezultatul unui studiu care, în cazul în care circulați cu mașina cu 30 de km la oră și aveți un accident, riscul de a muri cineva în accidentul ăla e mai mic cu 75% decât dacă ați avut 50 de km la oră. Iar la 15 km la oră riscul scade cu 95%. Bineînțeles, toți avem exemplu Amsterdam. Dar Amsterdamul nu a fost întotdeauna așa. Asta este o imagine din Amsterdam, din perioada de după al doilea război mondial până prin anii 70. Ce au făcut oamenii? Au ieșit în stradă. Din ce cauză? Pentru că ei își aduceau aminte că înainte de al doilea război mondial, strada era a oamenilor. Acolo se jucau copii, acolo se întâlneau vecinii. Deodată nu s-a mai putut pentru că strada a devenit a mașinilor. Și oamenii au făcut asta. Au ieșit în stradă. Au demonstrat. Așa arăta Amsterdam înainte de 1972, în partea stângă. Așa arată acum. Aici, în stânga, e cum arăta înainte de al doilea război mondial. Înainte de 1972, la mijloc, și cum arată acum. Domnul din imagine este viceprimarul orașului Ghent, care și-a propus să facă o reorganizare a traficului astfel încât bicicliștii și pietonii să aibă întâietate. A primit inclusiv amenințări cu moartea. Dar s-a ținut tare, i s-a spus că este o sinucidere politică, a implementat în 2017 planul pe care ce își propusese, este viceprimar și în momentul ăsta. Și rezultatul a fost că tot orașul a înflorit
iar banii au rămas în economia locală. Pentru că în momentul în care ai un trafic mai încet, oamenii se duc, se opresc mai des la cumpărături, stau mai mult la terase, în general petrec mai mult timp afară și atunci își cheltuie banii la magazinele de cartier, la barurile din cartier, la cofetării. Da? Și banii rămân local. Acum câțiva ani, în 2017, cred, Primaria Roman a desfășurat un sondaj online și a reieșit pe locul 2 spre surprinderea multora că romașcanii își doresc bicicletă. Pe un sondaj care l-am desfășurat noi în rândul tinerilor din licee, a reieșit că 82% dintre ei ar merge mai mult cu bicicleta dacă ar avea o infrastructură, pentru că efectiv nu se simt în siguranță, le este frică. Aici vreau să vă arăt câteva lucruri, nu merge video, despre ce nu se poate face cu bicicleta. Dar în principiu, o să vedeți pe site, olandezii cumva reușesc să facă orice, să care canapele, să care baragaze, duc copiii la școală. Ba chiar era o domnișoară care lucrează la o clinică de spermă și ducea spermatozoizi, avea o bicicletă sub formă de spermatozoizi și mergea cu ea prin Olanda și prin Amsterdam și toți își făceau fotografii cu ea. Dar pentru că, într-adevăr, sunt momente în care nu poți merge cu bicicletă, ajungem la cealaltă măsură, transportul în comun. Asta este o hartă a transportului în comun, cum este la ora asta. Și clar că măsurile care s-au luat în ultima perioadă pentru transportul sunt chiar bune. E un început, dar se poate și mai bine. Și în primul rând, mă refer la o organizare mai eficientă cumva a traseelor, pentru că un locuitor care locuiește în Danubiana și vrea să-și facă cumpărăturile la Kaufland, nu poate. Adică poate, dar trebuie să schimbe mijlocul de transport în comun. În același sondaj pe care noi l-am făcut cu liceenii, ei au răspuns așa, legat de transport în comun. Pe 25% dintre ei sunt nemulțumiți de faptul că nu se respectă orarul. 20% nu se simt în siguranță, 20% nu sunt mulțumiți de atitudinea șoferilor și doar 16% sunt mulțumiți de situația actuală. Din tot brainstorming-ul care l-am făcut noi în atâtea ore, a reieșit că obligatoriu transportul local trebuie să se transforme în transport metropolitan. Din cauza că locuitorii din jurul Romanului vin și muncesc la Roma. Își cheltuie banii. Aici își produc banii, aici îi cheltuie. Și fără transport metropolitan. Iar Roma nu mai are unde să se extindă. Dar vedem că foarte multe firme se duc și își deschid fabrici la Cordun, de exemplu. Da? Și atunci este absolută nevoie de un transport metropolitan. Iar transportul metropolitan poate foarte bine să țină și rolul transportului local. Adică nu e nevoie ca un autobuz care vine de la Ion Creangă să se ducă țeavă până la gară și de acolo ia pe aceeași rută înapoi. Dacă toate autobuzele care ar veni din zona metropolitană ar face o buclă în Roma. Unele pe aici, unele pe aici, da? Ce împiedică pe romașcan, de exemplu, pe un romașcan care stă în centru, dacă vrea să ajungă la gară, ce îl împiedică să se urce într-un autobuz care vine la Ion Creangă? Public local trebuie să fie ecologic. Și ce vedeți aici? Este aceeași firmă producătoare
Același microbuze care sunt și la noi în oraș, numai că aici e varianta electrică, făcută cu tehnologie de la Bender. Trebuie să fie accesibil, trebuie accesibil pentru oricine, adică inclusiv pentru cei care sunt în scaune protele, trebuie să se poată urca ușor, să poată coborâ ușor și trebuie să fie ieftin. Și dacă tot am ajuns la partea cu ieftin, ar trebui gândit un pic, regândit un pic și sistemul de ticketing, de bilete. Pentru că acum avem bilete care sunt valabile pe o anumită rută. Da? Dacă biletul acela, în loc să fie valabil pe o anumită rută, ar fi valabil pentru un anumit interval de timp, un romașcan care stă la Danubiana, chiar dacă trebuie să schimbe transportul, da? Să schimbe mijlocul de transport, dacă ia un bilet pentru o oră, are tot intervalul să coboare, să se urce în următorul mijloc de transport și ar cheltui doar 2,5 lei, nu 5 lei. Dar ar mai trebui să mai purtăm o discuție care se poartă din ce în ce mai des în Occident. Transportul în comun, gratuit. Și uitați câte orașe au transport public gratuit. Și sunt din ce în ce mai multe orașe care optează pentru transportul public gratuit. Numai în Europa sunt peste 100. Capitala Estoniei. Ei au avut un primar care era populist și una din măsurile adoptate de el a fost să facă transportul public gratuit. După un an de zile, DNA-ul lor l-a închis un pic, dar transportul a rămas. Asta se întâmpla în 2013. În ciuda faptului că, sau datorită faptului că transportul este gratuit, primăria consideră că în fiecare an face un profit de 20 de milioane de euro. Din cauza că piața imobiliară a crescut, mulți oameni se mută în Tallinn pentru că acolo îți găsești mai ușor de loc de muncă și datorită transportului public gratuit și multe firme își deschid sucursale acolo. Acum, asta, Tallinn e o capitală, da? Dar haideți să vedem un oraș mai mic. Ăsta, citiți voi cum se cheamă. E un orașel mic din Cehia, are 56.000 de locuitori, deci comparabil cu Romanul. Și au transport metropolitan gratuit din 2010. Metropolitan. Împreună cu 14 comune din zonă, au făcut o înțelegere și finanțează transportul comun metropolitan. Ca urmare, e una din cele mai căutate zone industriale din Cehia în momentul ăsta. Efectul nu a fost imediat, dar a fost. Vă mulțumesc frumos! Bună ziua! Sunt Georgian Roma, arhitect, și am să încerc să vă prezint pe scurt cum putem transforma Romanul într-un oraș verde. În câteva pași pe care, în general, orașele verzi le iau urmat. În prezentarea mea o să încep de la nivel de ansamblu și am să merg de la nivel de ansamblu, adică privit orașul de sus, și am să merg până la nivel de detaliu, la nivelul străzii. Măsuri care sunt luate și care strategii pe care le poate aborda și Romanul în dezvoltarea lui spre un oraș mai verde. Deci, din analiza Romanului, se vede clar că el are doi poli verzi. Foarte mari și foarte bine dezvoltați. Este vorba despre parcul municipal și despre complexul sportiv și de agrement Moldova, care sunt cumva destul de departe unul de celălalt și mai parcul mai mic, Piața Roman Mușoara. De asemenea, orașul are niște axe pietonale destul de bine conturate. Este vorba de Bulevardul Roman Mușoara, cel mai important. E vorba de Bulevardul Republicii,
și de pietonalul Ștefan cel Mare, un pic mai puțin populat. Deci o strategie clasică pe care urmează orașele care încearcă să se dezvolte într-o direcție verde este aceea de a conecta spațiile verzi între ele prin intermediul axelor pietonale existente. În cadrul Romanului ar putea fi făcute niște conexiuni destul de ușor între cele două zone mari verzi, prin intermediul pietonalelor și prin intermediul unor străzi care se transformă în trasee verzi, care pot fi transformate în trasee verzi. În felul acesta, întregul oraș devine, într-o oarecare măsură, un parc, pentru că ele se traversa într-o parte în cealaltă de axe verzi, de trasee verzi. Fiecare stradă poate deveni un traseu verde dintre cele prezentate, în care vegetația nu numai că are rol de a duce înapoi în oraș, dar are și rol de protejare a pietonilor și bicicliștilor și de delimitarea traseelor de circulație. Aici am câteva exemple despre străzi care chiar au făcut trecerea asta și care, în care este un contrast izbitor între cum erau înainte și cum sunt după transformare. Un trafic auto mai scăzut în oraș și mai puține parcări la marginea străzii. Însă, desigur, apare întrebarea destul de clar ce facem cu mașinile din oraș, pentru că pare simplu, scoatem mașinile și transformăm totul în zone verzi. Problema traficului auto, poate fi rezolvată doar printr-o strategie diferită a managementului transportului în general în oraș. Adică, în primul rând, prin crearea de parcări foarte mari la principalele intrări din oraș, conectate cât mai bine cu celelalte mijloace de transport în comun, cu autobuzele, cu locuri de unde pot fi închiriate biciclete. Pentru zona centrală, în cazul în care traficul nu este suficient redus și e necesar, pot fi făcute niște parcări etajate. Ne-am descoperit câteva zone posibile. În general, în zone unde sunt deja parcări sau garaje existente. Deci nu... În general, parcările propuse e bine să fie integrate în sensul urban, deși mai scumpe, parcările subterane sunt preferate. Și aici am prezentat un caz concret de parcare care poate fi făcută în zona pietonală de Ștefan cel Mare, cu intrare dinspre strada Autos și strada Cuza Vodă, în care am pus accent pe intrarea și pe delimitarea clară între parcarea pentru riverani și parcarea pentru non-riverani. Localnicii își parchează mașina la nivelul parterului, acolo unde sunt deja niște garaje. Și non-riverani, cei care vin în centru, pot avea loc în parcarea subterană. E o parcare în care aș putea să pun mai mult verde, m-am oprit doar atât din cauza că mi s-a părut cam mari costurile să acopăr chiar tot, dar în principiu sunt... Indiferent că sunt sau nu necesare parcările, deci... În concluzie avem nevoie de mai multe spații verzi, chiar dacă asta implică crearea de parcări etajate și alte dotări la nivel urban. Care e ordinea și cum prioritizăm investițiile, în funcție de impactul resimțit și de calitatea vieții, o să vă prezinte Bogdan. Mulțumesc și scuze pentru emoții.
reclamă cu mașini arată cam așa. Mașini rapide, natură, soare, relaxare, însă ele vor fi folosite cam așa. Un singur loc ocupat, în trafic, minim 5-6 sau 10 de mașini, bară pe bară, 4 locuri libere, creezi congestie, creezi emisii, creezi ineficiență maximă. Soluția pentru a preîntâmpina aceste neajunsuri este de tranzacționare locuri, însă vom discuta mai târziu despre. Utilizez de vreo 3 ani de zile mașini electrice. Electrice sau nu, experiența este aceeași. Același timp de stat în trafic, aceleași 3-4 locuri libere, aceeași congestie și aceeași ineficiență maximă. Veste bună? Putem rezolva prin digitalizare. Soluția este Packet Size Technology, îmbinată cu infrastructura deja existentă astăzi, și anume data, adică putem folosi datele, putem prelucra datele pentru a obține informații care se pot, care pot furniza decizii pentru a ne asista în luarea celor mai multe, celor mai inspirate rezultate. O soluție de IT pe care o să putem utiliza în rentabilizarea sau în eficientizarea traficului, se poate prototipiza cu instrumente cheie, computer aided software engineering, adică softuri care generează alte softuri, fără a fi nevoie să repetăm aceleași mijloace de programare care pot induce probleme. Pe baza consultării cu beneficiarii, comorticienii, adică dezvoltatorii și experți în mobilitate urbană, rezultă generarea unei platforme de gestiune trafic care interacționează cu beneficiarii printr-o aplicație mobile. Soluția pe care noi am desenat-o este o aplicație Roman in Time, care oferă administrației Analytics, cum spuneam mai devreme, informații pentru luarea deciziilor, iar nouă, utilizatorilor, integrarea soluției mobilitate, suport decizional în funcție de parametrii pentru care noi optăm, timpul, mijloace de transport convenabilă nouă și interacționare pentru achiziție sau rezervare mijloacelor de transport comun. Această aplicație ar trebui să centralizeze date astfel încât să putem genera o hartă dinamică a poluării necesară bicicliștilor și pietonilor pentru a-și alege traseele cele mai puțin poluante. De asemenea, trebuie să genereze rapoarte lunare, eventual, cu cantitatea de dioxid de carbon economisită în situația utilizării mijloacelor de transport în comun sau în poluante. Aceeași platformă ar trebui să ne ofere posibilitatea de subînchiriere a spațiilor de parcare, a locurilor de parcare rămase libere pe perioada în care cei care le-au concesionat sau închiriat pe termen lung le lasă vacante. Ăsta este un exemplu clasic de eficientizare sau de gestiune locurilor de parcare. Un trend european îl reprezintă car sharing. Se știe că un procent important din mașinile aflate în trafic sunt în căutarea unor de parcare, de observăm în jurul blocurilor. Rapoartele EU arată că în 2011 existau 700.000 de utilizatori de car sharing, iar anul acesta se prefigurează a fi undeva la 15 milioane. Impactul car sharing, utilizării car sharing-ului, este că o singură mașină împărțită pe mai mulți utilizatori, poate să locuiască între 8 și 20 de autoturisme aflate în trafic sau care ocupă locuri de parcare. Deci nu
proprietatea asupra unui loc de, asupra unui autoturism este importantă, ci în special mobilitatea, utilitatea. Platforme sau extensii de platformă prin module peer-to-peer, adică tranzacționare de la persoană la persoană. Probabil cunoaștem cu toții ce înseamnă să stai la o casă sau ce înseamnă să mai iei colegi cu tine la muncă, având aceeași direcție și același program. Asta înseamnă peer-to-peer sau ride sharing. În felul ăsta împarți costul, împarți congestia, împarți emisiile, poluarea și împarți costul asupra sănătății tuturor. Stațiile inteligente trebuie să asigure un flux bidirecțional de informații în timp real, respectă tematica zonei de amplasare, în sensul că nu arhitectural vorbind, ci dacă dorim să fie agreabile și utile, spațiile din zona bibliotecii municipale, de exemplu, pot avea o tablă cu recenzii sau, de ce nu, cărți în format electronic, iar în preajma grădinițelor, ustensile sau instrumente pentru copii. Dacă transportul în comun este eficient, sustenabil și eligibil în opțiunile utilizatorilor, cu siguranță foarte mulți cei care vizitează localitatea vor, se vor opri în parcările din zona limitrofă, așa numitele park-and-ride-uri. Ele trebuie să fie conectate la toate mijloacele de mobilitate, indiferent că vorbim de închiriere, bicicletă, mașini, transport public sau de ce nu chiar gara. O altă soluție ar fi tratarea temei transportului public în comun pe criterii de eficiență. Vedem cu toții autobuze pline cu oameni rămași în stație. Faptul că nu încap într-o singură tură. Vedem cu toții oameni care așteaptă fără să aibă un control asupra timpului necesar până când mai vine un alt autobuz. Propun o frecvență mai ridicată, o eficientizare a liniilor cu adevărat aglomerate, însă pentru celelalte linii pe care vedem autobuze mergând în gol, efectiv cu 1, 2 sau foarte puțin călători, cu număr redus de călători, propun un sistem dinamic de shuttle bus-uri care să-și eficientizeze, să-și optimizeze cererile venite de la utilizatori în funcție de numărul de astfel de autobuze disponibile, să centralizeze intențiile de destinație și să optimizeze resurse, astfel încât un sistem de transport public să se muleze după necesitățile oamenilor și nu după posibilitățile unei firme de transport. În felul ăsta, accesând soluția de transport public în comun, iarăși împărțim costul poluării, împărțim congestiile, împărțim emisiile și costul asupra sănătății tuturor. Aici avem un film, este vorba de un simulator. Dacă... Este vorba de un simulator care... mă rog, era pe undeva. Care mimează un studiu de impact, practic. Orice măsură luată de o administrație locală trebuie să aibă la bază un studiu de impact. Nu putem să luăm măsuri fără să apelăm la mijloace de realitate virtuală în domeniul transporturilor, dacă tot le avem la îndemână, și care pot proba eficiența unor măsuri fără să avem un cost foarte mare asupra noastră, a utilizatorilor. Da, din păcate s-a blocat slide-ul. Mai era unul singur. Există o opinie legată de investiții și anume că de regulă administrația locală se așteaptă să ca oamenii sau investitorii să vină și să aducă fonduri în zonă. Noi avem o altă opinie și anume că administrația locală trebuie să genereze investiții pentru ca oamenii să vină să cheltuiască. Pentru că în momentul în care, când creezi un loc în care oamenii își doresc să fie sau să rămână, în momentul ăla oamenii vin și cheltuie bani.
aveți pe sus de finanțare. Îi cedeți microfonul cu regimă. Vă mai rezultat cu câteva clipe vă mai reținem atenția, după care o să vă rog foarte, foarte mult să ne spuneți care sunt părerile dumneavoastră legate de ce am prezentat noi acum. Acesta este scenariul cel mai negru. Am făcut o simulare care este pe un instrument al Comisiei Europene. Este simularea de PMOD, de Planul de Mobilitate Urbană și nu vorbim despre lucruri făcute la întâmplare. În acest negru scenariu, cea mai bună variantă este că deficitul financiar net al administrației publice va fi în 2030 de minus 48 de milioane de euro dacă nu se iau niște măsuri și dacă totul rămâne la nivelul la care este acum. Și sper să funcționeze ca să mergem mai departe, pentru că ar trebui să vedem partea bună a lucrurilor. Banii europeni, practic, sunt soluția și au fost și până acum. Roma și toată România s-a dezvoltat și datorită banilor europeni. O putem face și în următorul exercițiu financiar la fel de bine. Și o putem face prin multe variante, mai ales că acest Green Deal, de care tot auzim, acest pact verde pentru Europa, este singura șansă pentru ca noi să obținem bani europeni și pentru asta trebuie să facem proiecte verzi. S-a vorbit despre costul cu privire la sănătate și iată că în 2016 acesta era costul 65,5 euro per persoană. Am împărțit raportul, cifra totală din raportul Comisiei Europene la populația rezidentă, deci nu la populația după domiciliu. Asta înseamnă o diferență de vreo 2 milioane de locuitori. Dar 70 de euro aproape cred că este o sumă importantă și dacă facem proiecte verzi, acești bani nu vor mai intra în a trata afecțiuni care vor veni din cauza, vor apărea din cauza polurii, ci vom putea folosi banii pentru alte domenii sau pentru programe de sănătate naționale care chiar sunt importante și știm bine cum stăm cu finanțarea de sănătate. Ce ne dorim? Ne dorim un oraș în care să alegem noi să rămânem, un oraș în care să ne întoarcem cu drag, nu un oraș în care să fim nevoi să rămânem, pentru că de multe ori am auzit expresia că am rămas în Roman și nu o spune cineva cu bucurie. Noi vrem să spunem cu bucurie, am ales să rămân în Roman, deși mulți dintre noi au fost plecați, unii au și locuit, unii au și învățat în altă parte. Da, putem face asta, Green Deal-ul, v-am vorbit despre el, avem și alte bugetări pe care le putem accesa, dar cred că acesta va fi perla coroanei, Green Deal-ul, și pentru asta trebuie să ne pregătim. Negocierile sunt în la Bruxelles, am fost acum câteva luni special ca să mă interesez și despre acest subiect. Încă este timp să facem lucrurile să fie bune și bine pentru români și pentru romașcani. Și o să vă mai atrag atenția asupra unui subiect pe care cu siguranță puțin de dumneavoastră îl știu. Este vorba de faptul că noi suntem bogați, dar nu ne dăm seama. Francezii au o metodă prin care evaluează valoarea unui arbor și nu evaluează dar din punct de vedere al lemnului pentru foc. Ei pun accent pe foarte multe aspecte. Asta fiind o fotografie, este din zona în care am locuit eu în Franța, în momentul în care am făcut studiile, era o zonă extrem de verde și de frumoasă. Și metoda de evaluare a valorii unui arbore ține cont de specie, de starea de sănătate, de valoarea estetică și de zona în care este plantat, dar și de circumferința trunchiului. Acesta este un tei de pe strada Smirodava, a fost toaletat de curând, să spunem. La un calcul sumat pe indicii pe care i-am avut la dispoziție, cei 4 indici, a ieșit o valoare estimată de 1878,5 lei. Dacă ar fi avut niște ramuri, cu adevărat ramuri, și dacă ar fi avut o coroană bogată, care vara înseamnă umbră, produs, oxigen produs și așa mai departe, valoarea ar fi fost mult mai mare, 2500 și ceva de lei. Deci vorbim despre lucruri care sunt cuantificabile și măsurabile. Și trebuie să ținem cont de acestea și să ne îngrijim. Și aici, să facem o toaletare a arborilor așa cum trebuie și așa cum vedem în altă parte, chiar nu cred că necesită un buget foarte mare. Aici v-am pus o fotografie doar ca să vă mai relaxați, pentru că ne apropiem de final de prezentare. Este o fotografie tot din zona în care am locuit, pentru că am locuit într-o zonă verde, am văzut cum făcea treabă administrația publică locală de acolo, pentru că am făcut voluntariat la primăria acelui oraș
și m-am gândit că trebuie să vin și să întorc ceva comunității. Și mă bucur că am găsit la Roman oameni mult mai motivați decât mine să facă aceste lucruri. Ce trebuie făcut în perioada următoare? O consultare publică reală cu privire la viitorul orașului și cu privire la trendul acesta de dezvoltare. Clar, realizarea unui plan de mobilitate urbană, pentru că fără el, fără acest document, nu vom putea accesa banii europeni în exercițiul financiar 2021-2027. Deci este un document absolut obligatoriu și dacă reușim să-l facem repede și bine, este perfect. Și considerăm noi că includerea de reprezentanță ai societății civile în Comisia de Urbanism a Primăriei, astfel încât toate deciziile care să se ia, să se ia ținând cont și de ceea ce vor pietonii și de ceea ce vor bicicliștii, ar fi un mare pas înainte pentru administrația publică locală. Și bineînțeles, pentru că știm că se lucrează în această perioadă la planul urbanistic general, ne dorim includerea în planul urbanistic general în prevederi prin care dezvoltarea orașului să fie pro-mobilitate urbană sustenabilă și nepoluantă, pentru că acesta, până la urmă, este viitorul. Și așa arată una dintre hărțile pe care am lucrat timp de 5 luni de zile, vorbim de peste 60 de ore lucrate în echipă, vorbim de sute de ore de studii individual, vorbim de cantități incomensurabile de băuturi pline de cafeină, deplasări în țară și în afara țării, consultări cu oameni din diferite domenii și le mulțumesc pe această cale încă o dată tuturor. Toate informațiile și multe alte detalii cu documente sursă în spate le găsiți pe mobilitate.nextspace.ro. Acesta este proiectul nostru, aceasta este gândirea noastră pentru Roma, un nou început. Vă mulțumim! Nu știu ce mai încântățit. Vreți la microfon? Da, ca să mă întâlnești pe microfon. Nu știu ce mai încântățit să vorbesc la început, dar pentru că urmează să plec, totuși vreau să spun câteva cuvinte. O încurajare, o atenționare și un sfat, dacă se poate. Vă încurajez pentru ceea ce faceți și un lucru bun de care Roman are nevoie. Eu sunt născut aici, acum petrec doar o mică parte a timpului Roman, dar vin des. Deci, dezavantaj, deci un avantaj, pentru că vine periodic, vezi ce se schimbă în oraș. Și în bine, și în rău. De exemplu, de data asta, n-au luat nici măcar un minut. Acolo, lângă OMV, de lângă gară, era să intre unul în mine cu mașina. De obicei, pățesc asta în București, dar se întâmplă des și aici. Și venind în drum astăzi spre primărie, am avut nevoie de mașină și în fața la poliția, am făcut un polițist, l-a atenționat cu un șofer care păcase absolut aiurea. Înainte nu prea contact, la valoarea traficului care are Roman, dacă se mai crea unul pe trotuar să-l vândă, nu era mare problemă, dar acum deja e o mare problemă. Deci vă încurajez și orașul Roman nu e prea mic pentru a discuta despre mobilitate, pentru a discuta de viziune doar pentru anul ăsta, ci și pentru noi, deci foarte bine. Atenționarea mea este cu privire la faptul la acest aspect. Urmăresc și eu dezbaterile globale și care există pe mobilitate cu Amsterdam, sau ce se întâmplă în Australia sau în alte locuri. Am avut discuții uneori și în București, cu domnul Bulai și alții despre aceste lucruri. Atenție, totuși, să adaptăm anumite lucruri la contextul real românesc. De exemplu, au fost niște imagini de la Valența undeva. Cred că mai degrabă la noi nu chestiunea încălzirii globale, ca e o chestiune serioasă, nu o neg. Mai degrabă la noi sunt chestiuni că fapt, nu se decolmatează șanțuri, nu are apa pe unde să se replieze, s-au tăiat păduri absolut aiurea și din cauza aceasta apa când se adună, se distruge case, trebuie contextualizate. Se fac foarte multe case, nu că fără autorizație de construire, dar se fac multe case și știu de la directorul regiei apelor, aici în zona cu studiu, în albia râurilor, un mare numi. Deci, mult mai multe contextualizare și adaptare la contextul nostru. Iar foarte rapid pe partea de sfat, cu două chestiuni. Vă încurajez să etapizați o parte în aceste lucruri, pentru că e foarte frumos și eu știu că totul începe cu un vis. Dar trebuie și obiective de tip smart, concret, pe termen scurt și mediu, ce se poate face. Da, e minunat, o aplicație de aceea pentru Roma ar fi fain, dar deocamdată care e realitatea? Și tocmai a făcut asta. Pentru loc de parcare, și noroc că oamenii au fost foarte amabili, dar încă trebuie să mergi la ghișeu, la ghișeu, contract. De la camera 64 la camera 12, de la 12 la 9, de la 9 la fel la camera 64 se arată chitanța. Până să facem alte lucruri, poate se poate ajuta și digitalizarea, digitalizare, lucruri de acest de bun simț. Sau până se fac acele 4-5 parcări, ce există sau măcar una se construiască, o parcare din aceea,
cum a explicat bine, pe mai multe planuri, cum există în Cluj. București există, dar în București există, în Cluj există panouri, unde vezi ce locuri disponibile de parcare sunt și nu trebuie să te îngurzi prin oraș. Măcar niște chestii mai simple, care nu costă foarte mulți bani. Pentru că până vor reuși... E de multe măsurile pe care da, nu, dar e bine să vedeți pe termen, da, visul am înțeles, dar termen scurt, mediu și lung. Pentru că până să se schimbe Roman parcul de flota de autobuze cu electrice, o să mai treacă ceva rău și pe Siret și pe Moldova. Dar sunt lucruri care se pot face. Sunt acum lucruri care poate să facă poliția locală. Eu am mai făcut puțină mișcare când am fost pe Roman acum. Sunt străzi și nu doar alea principale, pe Criviței, trebuie să n-ai pe unde să mergi, pentru că mașinile multe blochează trotuarul, trebuie să iei pe stradă. Sunt lucruri concrete, dar e nevoie de o etapizare. Și ultimul lucru, lucrați împreună, cât mai împreună. Și nu mă refer doar la lider, cu cetățeni, cu casă de cetățeni și cu tot factorul politic, așa cum este el, că ne place, că nu ne place. Pentru că lucrurile astea se pot face numai prin multă cooperare, veți mai fi taxați, veți mai fi acui ești tu, care e agenda voastră reală, am putut și eu la București și în alte locuri, dar numai așa se pot face schimbări pe termen mediu și lung, lucrând cu toți oamenii, cu cetățenii simpli, dar și cu factorul politic, atât local, cât și parlamentar. Și după că vorbiți la București, domnule Șalmaru, altfel v-aș fi făcut cunoștință cu toți factorii politici prezenți aici, și alea că sunt de la toate partidele. Da, păi știu că tocmai am avut o discuție, deci absolut, dar mulțumesc și încă la ce scuze că am venit de primul, dar urmează să plec, să mai prind lumină pe drum și succes în toate aceste lucruri. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc că v-ați schimbat programul pentru mine. Mă rog, dacă nu, nu, mulțumesc, am văzut ce destul de necunoaștere. Bun, e un vis frumos, e un proiect frumos. Sunt de acord, n-am nimic de obiectat în privința lui, bineînțeles, nu-i perfect, pentru că nu poate fi perfect de la bun început totul. Dar ca să fie implementat în modul concret, trebuie în primul rând suportul autorităților locale. E clar. O și cu toții că autoritățile locale, de cele mai multe ori, sau hai să zic, deseori, nu sunt chiar de acord cu asemenea proiecte. Pentru că e afectează timpul. Bun, perfect. Ca să concretizez, cum aveți de gând să determinați autoritățile locale să implementeze acest proiect? Nu, cum avem de gând. Noi, pentru că e atunci. Exact. M-am spus atât. Eu cred că nici nu e nevoie de foarte multă muncă de convingere. Dacă ne uităm în sală, sunt foarte mulți consilieri locali de la toate partidele. Și vă mulțumesc foarte mult că ați rămas până la... da, de la cele două, trei. Ați rămas până la sfârșit și ne-ați ascultat cu atenție și avem și parlamentari aici în sală. Deci, atâta timp cât noi am venit cu această propunere de dezbatere publică, e clar că nu suntem noi cei care spunem da, noi avem soluția perfectă, nu aveți decât să ne ascultați. Nu, este o dezbatere pe care noi o dorim reală, cu toți rumașcanii, în așa fel încât peste 5, 10, 15 ani, să zicem, am făcut asta împreună cu toți. Bună ziua, Daniela Sumar, mă numesc. Sigur că nu știam că voi ajunge aici astăzi, dar ce am văzut în prezentarea dumneavoastră e foarte frumos și toată lumea vorbește mai mult despre dezvoltare durabilă și despre orașe smart. Deci ceea ce ați prezentat dumneavoastră sunt elemente legate exact de conceptele astea. Ceea ce aș vrea să vă spun e că din discuțiile pe care le-am avut în diverse contexte cu colegii mei, am văzut o mare deschidere pentru ceea ce ar însemna, de exemplu, trecerea cu mașini electrice, transport electric în anii următori. Deci, eu cred că deschidere la nivelul autorităților, dacă se pot stabili niște obiective foarte clare și tangibile, pentru că, indiferent ce propunem acum, trebuie să fie posibil, să fie fezabil. Da? Cred că se poate progresa foarte frumos în Roman cu termen lung. Eu am văzut în discuțiile pe care le-am avut în anii ăștia acest tip de deschidere. Sigur că fiecare lucru pe care ar trebui să-l implementăm înseamnă persoasiune, înseamnă capacitatea de a-i convinge pe oameni că lucrurile alea sunt bune. Cred că o parte dintre dumneavoastră, dintre cei care ați călătorit sau v-ați informat din alte surse, știți deja că în orașele mari din Europa se implementează proiecte de acest tip. Și am să vă dau exemplu și cred că știți deja.
orașele mari, mai ales cele care au centre istorice, unde sunt foarte mulți turiști și sunt clădiri de patrimoniu foarte multe, apelează în momentul ăsta la transportul mașinilor primăriilor sau ale diferitelor entități economice pe care le poți accesa folosind o aplicație pe telefon și plătești exact cum plătești un taxi să te ducă din loc în loc, pentru că ideea este ca în anul următor să fie complet interzis transportul mașinilor personale în centrele mari, în centrele orașelor din Europa. Nu mai vorbim despre transport cu mașini pe benzină sau motorină, ci pur și simplu ideea de a nu mai avea deloc transport individual în centre. Deci există oricum lucruri în mișcare, pot să vă dau și câteva exemple de orașe în care se întâmplă asta. Budapesta, de exemplu, are un proiect foarte frumos legat de așa ceva. Oslo, Rotterdam, Amsterdam, chiar și în Spania există, Spania care e mai latină, să zicem, și... Dar, deci există asemenea tendințe în momentul ăsta în Europa și de ce nu și la noi. Iar românul ar putea să intre într-o formă de avangardă, pentru că românul e un oraș deosebit, așa cum este el. Un oraș de rang de 2, cum spre mine, da? Dar ar putea fi un frumos început aici, dacă există o frumoasă colaborare. Iar colaborarea este și cu insistență din partea noastră și cu receptivitate și cu idei venite din partea autorităților locale, oricărea genere, da. Noi spunem că e lume deschisă, care e dispusă să accepte proiecte bine propuse, bine gândite și lucrate în mod ordinar. Sigur că am să spun în final că toți cei care vin în Roman ne spun că au văzut o mare evoluție în ultimii 10 ani, 15 ani, oricum au avut schimbări remarcabile, mai foarte multe lucruri. Și apropo de ce am văzut în primulețele dumneavoastră, m-am gândit la străduțele noastre înguste, în care trebuie să încapă și persoana cu handicap pe trotuar, să aibă și pistă de bicicletă, să aibă și un pic de spațiu verde. Și iată că v-am dat numai două, trei elemente despre ce provocări extraordinare înseamnă într-un oraș cu străzi atât de înguste, da? Cu case în unele zone și cu blocuri care vin până în stradă. Nu e ușor, dar probabil că există soluții. Da? Oricum, mult succes și mult succes în colaborarea cu autoritățile și cred că există înțelegere din partea tuturor, pentru că toți ne iubim orașul. Vă mulțumim pentru feedback și încurajare. Din păcate, problema electrificării în Roman nu a reușit să rezolve mai nimic, pentru că congestia rămâne. Cum ați observat mai devreme pe hartă, avem trafic de autostradă și de vreo 3 ani militesc într-o autostradă de Moldova. Și știu foarte bine că analiza multicriterială pentru A7 nu este încă realizată pentru romani. Astfel că promisiunile că vom avea centură la nivel de autostradă, cu specific de autostradă în zonă, este deocamdată zero. Prin urmare, urgența reprezintă la noi intrarea în normalitate cu o variantă ocolitoare la profil de DN. Deci ne trebuie musai o șosea care să scoată traficul de autostradă din oraș. La momentul ăsta, traficul de autostradă se împarte pe vreo 4 benzi. E vorba de Ștefan cel Mare, e vorba de Roman Mușat, Cuzavodă și Nicolae Bălcescu. Deci până nu scoatem traficul de autostradă din Roman, nu putem să ne gândim că rezolvăm congestia. Asta este și un pas. Cu avocul, care chiar dacă la fără de 2 și 2 ani, 4 ani, s-a face avocul. Și aici aproape, deci trebuie gândit și... A8-ul este Pașcani-Cristești. Deci, până la 8, noi avem oarăși care distanță. Totodată, nu avem parcări în zona limitrofă. Mi s-a sugerat de curând că ar trebui ca cetățenii să folosească parcările de la Kaufland, Carrefour și Dedeman. Nu se poate utiliza o parcare de
a unui agent economic în interes public, sub nicio formă. Deci ne trebuie, cu siguranță, parcări în zona limitrofă. Ne trebuie autogări în zonele nerezidențiale. Ne trebuie management de trafic în zonele rezidențiale. Dacă punem ca prioritate interesul pietonului și al biciclistului, urmând să umplem restul de spații cu transport în comun și ulterior cu autoturisme personale, cu siguranță este loc pentru toată lumea în trafic și pentru eliminarea congestiei. Vă mulțumesc, dacă. Da. Mă numesc Zdugan Petru. Pentru cine mă cunoaște, am făcut parte din echipa de organizare a unor maratoane de biciclete, concursuri sportive și așa mai departe. Fac parte de aproximativ 2 ani într-o asociație sportivă și am militat pentru acest concept. Vreau să spun că sunt șocat de ceea ce am văzut. Șocat, bucuros și o să trec peste emoțiile care le-am, să spun bravo, în primul rând, felicitări echipei. Eu știam că Bogdan are planuri despre mobilitate urbană, nu știam că sunt atât de aproape de oraș. Am văzut exemple la Iași, țin legătură cu prietenii de acolo și am rămas impresionat că și la Roman se discută despre așa ceva. Ca ceea ce aș vrea să spun personal, cred că contează cum trebuie să ne implicăm toți în acest proiect. Nu știu ce înseamnă încă echipa în care lucrați și felul în care se pot implica și alte persoane. Cred că toți trebuie să contribuim la acest concept să ne implicăm. Eu am experiența implicării în organizarea a ceva. Și am constatat că există o bucurie, un entuziasm de început, urmat de o plafonare și chiar de o renunțare la proiect, datorită lipsei de implicare a celorlalți din societate. Asta este una, a doua, cred. Cred cu tărie în exemplu personal. Și mă refer la toți aici. Felul în care parcăm în roa. Eu aș putea să-mi dau numărul mașinii, să-l urmărit. Niciodată nu mi-am permis să parchez pe trotuar, să blochez o trecere și așa mai departe. Cred că ar trebui să ne gândim întâi la noi, ca persoană, să dăm un exemplu personal. De aici trebuie să plec. Acea pistă de biciclete de pe strada Primăverii este mai tot timpul blocată de mașini. Biciclistul nu are cum să meargă pe acolo, să o colească, să iasă în sensul de mers sau să treacă pe trotuar. Trebuie să asigure, asta creează un disconfort și clar, nu este ok. La fel și cu pietonii, persoanele cu dizabilități și așa mai departe. Cam asta am vrut să spun. Ce să zic? Succes! Și puteți conta și pe mine, dacă pot așa cu ceva, în special asociația noastră, care sperăm să implice în toate activitățile care sunt domeniul ciclist și sportiv normal. Salut! Sunt Maria de la Tot, Băieți Festival. Foarte frumoasă prezentarea și cred că este pentru prima dată când văd că cineva prezintă o viziune pe un anumit domeniu roman. Nu doar un anumit proiect, cât un program care implică mai mulți inițiativi și felicitări. Și chiar m-aș dori pe viitor să văd viziuni pe alte domenii, nu știu, turism, economie, să vedem exact că cineva își dorește cea mai mult pentru oraș decât îi se prezintă momentan. Întrebarea mea este foarte simplă. Ce ar trebui să facem noi cetățenii după întâlnirea asta? E o invitație la a ne implica? E o conștientizare? Ce ar trebui să facem următorul pas? Mai devreme a fost vorba și despre turism și economie. Cu investiții de genul ăsta atragem și turism și creștem și
cifrele din Roman și zona metropolitană. Invitația la evenimentul de astăzi a fost lansată către spațiul civic și către toți factorii implicați politic. E nevoie de noi toți ca să primeze binele comun, să putem reuși ca un astfel de proiect să fie dus la îndeplinire. Trebuie să spunem că astfel de proiecte sunt implementate cu succes în orașe similare, gen, sau mai mici decât Roman chiar, gen Moinești. Moinești are plan de mobilitate urbană durabilă aprobat în 2016. Este în implementare. Deci, nu este o utopie, este o necesitate. Doar printr-un asemenea proiect dus la îndeplinire putem să dezvoltăm zona. Și sigur că este nevoie de noi toți să o facem. Ca să fiu și mai specifică. Azi noapte am terminat site-ul. Nu, azi dimineața am terminat site-ul, da? Va urma un buton, un tab special unde ne puteți contacta, spune ideile, până la urmă despre asta e vorba, să fie o dezbatere și noi să mergem cu toate aceste propuneri, peste 2, 3, 4 luni de zile, poate că se mai calmează lucrurile, să mergem către administrație cu toate aceste propuneri și să spunem, ok, noi am lăsat dezbaterea pe 13 februarie, între timp oamenii au analizat materialele de pe site și tot ce vom mai posta noi acolo și iată ce își doresc pe mașcani. Deci, concret, este o invitație la dezbatere să vă spuneți părerea, să ne spuneți unde e bine, unde putem îmbunătăți, pentru că noi am lucrat câteva sute de ore, dar am fost o mână de oameni, am apelat la specialiști, dar nu avem impresia sau pretenția să spunem că am făcut totul, nici pe departe. Scopul deci, e dezbaterea. Deci, vorbim de dezbatere pe concret pe diverse proiecte din cadrul programului. Noi așa ne dorim. Depinde și de feedback-ul pe care îl vom primi de la administrație. Bună ziua, sper să nu fiu ultimul, Sorin Cazan. Deci, proiectul pe care l-ați prezentat dumneavoastră este senzațional pentru mine. Ați atins cam toate punctele care trebuiau din municipiul Roman. Ce pot să vă spun eu este că în Consiliul Local s-au aprobat vreo 28 de kilometri de pistă de bicicletă, că dumnealui domnul de alături spunea că nu sunt piste. Eu cred că sunt 28 de kilometri, s-au aprobat în Consiliul Local. Că nu s-au făcut, asta era ceva. S-au aprobat sume de bani pentru stațiile de autobuz, când nu erau autobuze. Dar nu s-au făcut. Eu ce vă sugerez? Cu acest proiect să mergeți în fața, sau să chemați toate partidele politice la consultări și să vedeți cine care e de acord cu ceea ce propuneți dumneavoastră, pentru că e senzațional și un lucru foarte bun pentru Romașcani. Dar să nu rămână la stadiul de promisiune, pentru că dumneavoastră sunteți societatea civilă, la noi la societatea civilă este foarte slabă la urmă, nu vă supărați. Și eu am făcut parte din societatea civilă și mi-am dat seama că nu ne ia nimeni din seama atât de dată. Și asta e un lucru foarte rău, pentru că țările care le-ați enumerat dumneavoastră, Belgia, Olanda, Danemarca, Norvegia, societatea civilă are un cuvânt foarte mare de spus în societate. Eu pot să vă urez succes, vă sunt alături oricând aveți nevoie de ceva și vă susțin într-un totul ce vreți să faceți. Atenția, un minut, din punct de vedere profesional, vă rog, dragul și numesc, scuze. Din punct de vedere profesional, ce pot să vă spun, pentru noi ar fi aurcurat. Vă dați seama, în momentul în care ar scădea numărul persoanelor rănite, accidentate, mă rog, afectate, într-un fel sau altul de accidente, ar fi și nouă viață la ușoară și nu mai mult, că nu și ne face parte din comunitate. De punct de vedere personal, ca pseudo-biciclist sau biciclist amator, ar fi extraordinar să poți
merge în condiții de siguranță pe stradă. Deși reprezintă poliția, deocamdată este clar că infrastructura necesită foarte multe îmbunătățiri și atunci noi ne-am reprofilat pe off-road. Oricum, o să aveți, sau cei care vor derula în continuare activități vis-a-vis de dezvoltarea unor astfel de proiecte, vor avea tot sprijinul nostru. Atât profesional cât și personal. Vă doresc succes! Din punctul meu de vedere, sarcina noastră, pe termen scurt și mediu, este ca această informație să ajungă la cât mai mulți cetățeni romanului și nu numai, să mediatizați din toate punctele de vedere. Dacă domnul Bălău e biciclist amator și eu sunt la fel și spre rușinea mea nu mă plimb în bicicleta prin Roman, ci plec din Roman spre Cordonul, Săboani și așa mai departe, pentru că ca și acces e mai mult mai benefic. Referitor la trafic și la centura de ocolitoare a orașului Roman. Eu am propus neoficial de mai multe ori ca și variantă, pentru că sunt inginer de profesie de drumuri, pentru centura ocolitoare a Romanului pe zona de vest, obstrucționarea accesului la ramă, la fostul de deman, vechiul de deman și colonia, zona de colonie și de cortul, să aibă acces și legătură cu oraș prin zona europeană sau prin zona Podul de Fier. Eu cred că modul și că te-ai plâns că ai făcut un kilometru în 7 minute este una din principalele probleme pentru această zonă. Referitor și revenind la orașul verde, ca să dat exemplu Amsterdam și Genk și alte orașe din Olanda, pentru că din ceea ce știu și o să punctez câteva afirmații făcute de către doamna Suman, dumnealor au foarte multe proiecte în dezvoltare prin a interzice mașinile cu euro 0, 1, 2, 3, 4 până la 5 am impresia de a circula în centrele urbane, în zona 0 a orașului, în zona 1 a orașului. După cum bine știți, și la București s-a încercat un astfel de program prin a taxa mașinile intens poluate, nu știu, poate și pentru proiectul dumneavoastră poate fi o variantă, deși cetățenilor nu cred că le-ar conveni, dar în mare aveți un proiect extraordinar. O să vreau să fac și o parte din echipa noastră. Mulțumesc! A zis fără politicien, domnule. Dar cetățeanul român, nu ca politician. Să știți că cetățenilor, dacă se opere alternative, le este ușor să renunțe la mașină. Adică, o spun și din calitate de șofer, dar și din calitate de om care va prefera oricând tren, metro și am fac un avent la metro cu trenul pentru că îmi place să fac ceva în timp ce trenul merge. Adică nu să fiu eu la volan să pierd vremea. Și nu e tocmai ok să interzici. Adică deja în ce mai multe orașe din vest au ajuns la concluzia că faptul că au pus o taxă pe centrul Londra, de exemplu, da? Nu a micșorat traficul. A micșorat traficul o lună, două, după care au avut fondul să se plătească. Și nu s-a întâmplat decât că primăria, pur și simplu, primăria încasează mai mulți bani și atât. Dar traficul nu a scăzut. Trebuie să ofere alternative. În momentul în care omului îi oferă alternativa de a merge cu un transport în comun civilizat, o pistă de biciclete pe care să fie în siguranță, o zonă verde unde, prin care să meargă când se duce la muncă, sau se întoarce de la muncă și e soarele foarte puternic și la el și pe acolo un pic mai răcoare, omul renunță automat la mașină. Pentru că dacă ai de ales
în a face jumătate de oră, de a sta în fund în mașină și a face jumătate de oră de mișcare, eu cred că lumea alege mișcarea, pentru că mai socializează, mai vede o pasăre, mai vede, nu știu, se mai întâlnește cu un prieten, se întâmplă cu totul altceva. Descurajarea utilizării mijloacelor de transport poluante se face prin încurajarea mijloacelor de mobilitate nepoluantă. Viena, de exemplu, nu are taxe de poluare. Aici sunt diferite concepte și numai în urma unei analize și cu cât strângi mai multe date, cu atât poți ajunge la un rezultat mai bun. Noi ce am făcut aici, noi am studiat ce s-a întâmplat în altă parte. Sute de videoclipuri văzute, mii de pagini citite la comun. Și astea sunt concluziile care le-am tras noi, dar în mod cert, dacă suntem mai mulți, cu cât suntem mai mulți, poate mai bine. E Belgia și Olanda. Materia bicicletă. Îmi cer scuze, dar nu pot să stau cu spatele la acești oameni, dintr-un motiv simplu. Nu știu, pe mine nu mă cunoaște lumea, sunt de la Piatra Neamț, Valentin Bărănescu, fac parte din breasla aia foarte discutată a celor care li se propune scăderea impozitului pe profit jurnalist. Ce vreau să vă spun, prevenit, ce vreau să vă spun, îi mulțumesc pe voi că m-a invitat. Am ajuns cu întârziere pentru că pe drum am avut 3 blocaje în trafic. Pe drumul de la Târgu Neamț la Roman și unul mic de la intersecție de acolo, de la Castel până aici. Deci am întârziat, îmi cer scuze. 2. Sunt impresionat de ce am văzut și eu nu mă entuziasmez ușor. Ba chiar prin informația pe care o am profesională de istoric și după aceea prin meseria pe care o fac din 1990 până acum, am văzut atâtea lucruri începute și multe, foarte puține finalizate, încât nu mă impresionează nimic. Mi-a plăcut prezentarea, mi-a plăcut că s-a făcut de niște oameni care, țineți minte, n-au învățat mersul, nu mi-au învățat acum mersul pe bicicletă și nici nu l-au inventat. Au venit cu soluții care sunt deja implementate în multe locuri din lume. De aceea, experiența asta trebuie valorificată și mai ales valorizată. Dar nu se poate face nimic, și vă spun din experiență, fără ca niște oameni care ajung în consiliile locale, oameni buni, să înțeleagă că ceea ce s-a întâmplat în sala asta este calea spre progres. Adică discuția și dezbaterea. Și ascultarea opiniilor celorlalți. Corectitudinea politică dusă în extrem nu duce la nimic bun, după cum nici încăpățânarea politică nu duce la nimic bun. Este o cale deschisă spre dialog, vă felicit și chiar mă bucur că am putut să ajung. Foarte mult pentru prezență, pentru că v-ați rupt din timp, pentru că ați apărut la să ne ascultați și mai ales pentru toată această disponibilitate la un dialog ulterior. Noi sperăm în următoarele luni să putem progresa și promitem că 48 de ore maxim, pentru că avem nevoie de odihnă și noi, o să fie pe site și butonul cu care veți putea să ne contactați. Mulțumesc!